Așa. Te rog să spui. A și B numele de ale. Deci A și B numele de ale. Da. Așa, încă sistemul, care sistem, te rog? X plus Y plus Z egal cu? Da. Egal cu A. Minus A pătrat. Deci minus 3X. Uite-te pe tablă. Ești atent? Da. Am scris bine. Minus 3X. A pătrat plus A în parametrul Y și? A minus 1. Da. Deci, hai să vedem. Mai e încă una, da? Da. Egal cu minus 3. Hai să vedem așa, repede. Deci este un sistem de 4 ecuații cu 3 necunoscute, da? O să de patru ați. Și trebuie găsit A-ul și B-ul, dar B-ul nu-l văd. B-ul e la două puncte, A și B, și asta e A. A, deci punctul A al problemei și B-ul va fi următor. Da, bine. Aici să se găsească A, să ne oprim la ieșiți în sine. Să se determine A, așa încât? Da. Sistemul? Sistemul să fie compatibil. Bun. Deci sistemul A egal cu cine? Sistem compatibil. Așa. Cine este A încât sistemul să fie compatibil? Bun. Ce poți să-mi spui tu despre compatibilitatea unui sistem? Deci, un sistem este compatibil, da? Dacă rangul lui A mai trece extinse. Dar rangul lui A, cât poate fi aici la cel mult? 3. Corect. Ei, deci, maxim 3 poate să fie, da? Tu ai avea o șansă cam așa. Să iei 3 dintre ecuațiile astea și să găsești pe X, Y și Z ca soluție. Și cu soluția X, Y și Z să te duci să înlocuiești în cea nefolosită. Bun, oameni. Eu aș lua primele 24 ea și găsesc pe X, Y și Z funcții de A. Dar ar fi ca un sistem Cramer. Adică știi ce faci, nu? X plus Y plus Z egal cu 5, X plus Y minus Z egal cu A și X, 2X minus Y minus 3Z egal cu minus 3. Sper că determinantul e diferit de 0. Da? Dacă determinantul e diferit de 0, atunci găsești pe X, Y și Z cele 3 valori concrete și cu ele te duci în A. Cât aia? În ecuația nefolosită, în ecuația a treia. În ecuația a treia. Și acolo ajungi la o ecuație în A. Și rezolvi ecuația în A și găsești valorul A încât ce s-a zis compatibil. Adică toate ecuațiile să fie verificate. Asta înseamnă compatibilitate. Bun. Acum, eu ți-am spus soluția pe varianta asta de înțelegerea ideii de compatibilitate. Însă, la nivelul la care mi-ai spus tu cu rangul de A, egal cu rangul A, apărat și egal cu 3 de data asta, înseamnă să mergi să spui așa. Pentru ca rangul lui A să fie 3, trebuie să găsești un determinant din matricea A diferit de 0 de ori 3, nu? Da.
și ăsta e de care ți-a luat PSD-ul. Iar ca sistemul să fie compatibil, toți determinații caracteristici, toți determinații caracteristici să fie egal cu zero. Da? Bun. Determinații caracteristici se formează din determinatul principal. Și până adaugi linia ecuațiilor secundare și coloana termenului liber corespunzător, da? Hai să ne închipuim că tu ai făcut 1, 1, 1, determinatul acela, 1, 1, 1, 1, 1, minus 1, 2, minus 1, pe care așteptă și minus 3, ca să-i vin pe A. Și face determinatul ăsta, face minus 3, minus 1, minus 2, minus 2, minus 1, și plus 3. Și face cât? Așa. Și minus? Minus 6, care e fel de 0, da? Bun. Rangul este 3 și pentru ca să fie compatibil, toți determinații caracteristice trebuie să fie nuli. Din cine se formează determinatul caracteristic? Din determinatul ăsta principal, la care se bordează cu linia minus 3, minus pe lângă A pătrat plus A, 4, da? Deci, ăla principal, și coloana termenului liber. Adică cu cine? Cu 5, A, atenție, A minus 1 jos, A minus 1 și minus 3. Că coloana termenului liber corespunzător. Da? Și ăsta este determinatul pe care trebuie să-l facem, să ne dea și să obligăm să fie zero. Știi ce este pe A? Și s-a terminat povestea. Pentru că e mult mai multă treabă de făcut când tu îți propui să găsești x, y și z și când se duci și în ecuația a treia și să faci treaba acolo, înlocui pe x, y cu z, obții o ecuație în A și e mult de muncă. Acum, ești în situația asta, când obligi determinatul ăsta să fie zero și te hotărăști să faci zerouri. Știi bine, am determinat doar de 4 la 6 dezvolte. Deci, bănuiesc că pe prima linie vei face 0 ori. Sau pe prima coloană, nu știu. Că pe prima linie, dacă te duci să faci 0 ori aici, privești cu atenție la toate elementele și e pivotul. Pivotul, să spunem unul, toate coloana pivotului, coloana de lucru, de lucru, iar coloana de lucru se copie, deci o să copie 1, 1, 2, minus 3, și obțin 0, o mulțesc asta cu minus 1, toate coloanele lucru și obțin aici 0, deci vine 0, 0, minus 2, minus 1, minus 3, și 3, minus A pătrat, deci plus 3, da? Deci va veni 3, minus A pătrat, minus A, este coloana A a doua. Cealaltă 0, minus 2, da? Minus 2, minus 5, și respectiv 3 și cu 4, 7. Așa, cu minus 5 acum, 0 și, în sfârșit, îți va da un determinat de ordine 3. Și ăsta la rândul lui are și 0, cum acum înțești asta, cu 2 și la mine aici, și dă de ordine 2 și pe acela știi, de acolo am ceva cu minus secundar și găsești pe altul. Deci, opri să fie funcție funcție egal cu 0 și de acolo rezolvi ecuația A egal cu 5. Da? E, nu știu, cum tu vei tot un sistem ai, da, dar dacă e tot asemănător cu ăsta, de regulă e o altă literă, dar ideea este aceeași de lucru, bănesc. Da? Eu știu, sunt așteptat acum să mă ocup de pătrare cu ce am în sală aici, așa că tu lucrează și dacă ai vrea avea dificultăți, vii când termină partea asta a doua. Bine? Bine. Bun, la revedere. La revedere, salut. Hai să o primăm în fișierea.